Dacă ar trece un microfon pe la dumneavoastră și ați fi întrebați cu ce puteți sau cum l-ați asemăna pe Dumnezeu? Cine este Dumnezeu pentru dumneavoastră? Sunt câteva roluri pe care le-am cântat deja. Tu ești scutul meu, tu ești slava mea. Îi știm pe Dumnezeu ca un Dumnezeu tot puternic. El zice și se face, poruncește și ce poruncește ea? Ființă. El este puternic în cuvinte. Nu există ceva care Dumnezeu să nu poată derula în istorie. Și totuși, Dumnezeul Iisus spune în versetul 14, Ioan 15, pasajul citit, Voi. A vrea să fie în acest voi? Haideți să citim cu toții versetul ăsta. 3, 2 și voi sunteți prietenii mei dacă faceți ce vă poruncesc eu. Imaginează-ți că un rege, nu care așteaptă să fie ales, care de e deja rege și regele acesta nu poate fi ales, el a fost rege, este și va fi pentru întotdeauna, nu are nevoie de voturile oamenilor. Dar imaginează-ți că un rege care are un imperiu foarte mare, pe mapa Mon, nu știu în ce parte a lumii, se duce în împărăția sa și zice, caut. Nu caut bani, nu mă interesează să găsesc aur, nu vreau să caut lucruri trecătoare, caut oameni. Vreau să-mi găsesc prieteni. Este mesajul pe care l-am de la Duhul Sfânt. Regele caută prietenii. În mod normal, regele caută subalterni. Șefii caută angajați. Profesorii caută elevi. Aici e o discrepanță. Regele caută prieteni. Când te gândești la un rege, îți imaginezi cineva care e impunător, care nu ușor ajungi la el, da? trebuie să ai legături cumva, cu greu ajungi singurul rege de pe Pamond. omul Dumnezeu, Domnul Isus Hristos, a venit la oamenii care erau mult inferiori lui și a zis că ei, voi sunteți prietenii mei. Cu cât un om e mai sus, e mai vizibil, e mai popular, e mai pe sticlă, cu atât oamenii și-ar dori să ajungă, să se spună despre ei, uite, cu tare e prieten cu președintele, cu tare e prietenă cu prim-ministra, nu știu de unde. Și omul așa un sentiment de bucurie când cineva care este mult, mult mai înalt ca nivel decât el, îi zice, uite, tu de azi ești prietenul meu. Prietenia nu e pentru oricine. Imaginați-vă că Cel ce a creat Universul se întoarce înspre ucenicii lui și zice, voi sunteți prietenii mei. Când Regele caută prietenii, ce fel de prieteni caută Regele? Cum ajungi în această relație de prietenie să fii cu adevărat prietenul lui Dumnezeu? Să se spună despre tine, despre inima ta, despre viața ta. Uită, el, ea, ei sunt prietenii mei. Cum se ajunge la această legătură de intimitate, de apropiere? Prietenii știu aproape orice. Unui prieten ai curajul să-i spui lucruri care n-ai vrea să le audă alții. De ce? Ai încredere, e prietenul tău, e prietena ta. Presupune secret. Până și cuvântul Domnului spunea foarte clar, nu vă mai numesc robi, pentru că robul nu știe ce face stăpânul său. V-am numit prieteni, pentru că v-am făcut cunoscut tot ce am auzit de la tatăl meu. Dragii mei, prietenia cu Domnul Isus Hristos presupune cunoașterea Domnului Isus Hristos. Așa din populism sunt oameni importanți pe planeta asta care probabil ca să-și câștige votul sau altceva de genul zice, uite, tu ești prietenul meu, dar l-am văzut dată în viață. Nu poate să fie prieten. Cel mult ironic îi spune că e prieten. Prietenia înseamnă cunoaștere. Prietenie înseamnă să vorbești cu cineva mult. Uitați-vă când un băiat serios se împrietenește cu o fată serioasă din biserică. Întrebare, vorbesc ăștia doi? Nu prea mai au cu cine vorbi. Îi zic, am termină vorbele cu alții. Să ascund, nu știu pe unde. Și, da? Dacă cineva e în cameră când vorbește el, dispare. Dar zice exact aceleași cuvinte, dar nu vrea să le audă oricine. De ce? N-ar prezenta mare secrete de stat. Că nu știe, nu-i angajat nicăieri la SRI, FBI. Da? Dar e nevoie de intimitate. Simte nevoia să vorbească doar ei. Petenia înseamnă cunoaștere. O cunoaștere în două dimensiuni. Să-L cunoști pe Iisus și să te cunoască Isus. Se spunea deja, vine o zi în care la unii Domnul Iisus le va zice, depărtați-vă de la mine că nu vă, nu vă cunosc. Dar noi te cunoaștem, Doamne! Pe străzile noastre ai predicat Evanghelia. Am văzut cum ai scos demonii din demonizatul din Gadara. Am văzut cum s-a făcut minune extraordinare. Am văzut învieri din morți. Ne pare rău, a zis Iisus. Voi, declarativ, mă cunoașteți. Realmente nu mă cunoașteți. Și eu vă spun vehement, eu nu vă cunosc. Ce dramă. Să fii în grădina în care a plâns Mântuitorul, să fii în acel spațiu în care Hristos n-a avut curajul ca umanitate să ia pe alții. A luat doar trei. Petru, Iacov, Ioan. Pe ceilalți i-a lăsat la intrare în, în Grădina Gătimanilor să plângă, să se uite în ochii lor și să zică, vecheați și rugați-vă preună cu mine. Vreau să vă descoperă ceva ce se întâmplă în interiorul meu, sufletul meu, nu doar trupul, a ajuns durerea asta să-mi afecteze interiorul. Sufletul meu este cuprins de o tristare de moarte. Rămâneți aici, rugați-vă! Și când cei trei ar fi trebuit să demonstreze prietenia adevărată, când ar fi trebuit să se roage, butonau pe telefoane, parcă era în biserică, domnule. Trăgeau un pui de somn. Mai că o Cască până... Cască. Și Isus Hristos nu merge la Iacov. Nu merge la Ioan. Știți la cine merge? Merge la Petru. De ce la Petru? Pentru că Petru i-a declarat prietenia în public. Și a zis, Cristoase, ca de Toma, ca de Iuda, ca de Bartolomeu, ca de Filip, ca de alții. Uite-te în ochii mei. Eu vin cu tine și la moarte. Prietenie doar declarată. Întuitorul a zis, satana face rost să vă cearnă ca greul. Petre, eu te cunosc foarte bine. Și pentru că te cunosc foarte bine, uite, vreau să-ți descoper ceva public. M-am rugat pentru tine. Prietenia ta dintre mine și tine, dar mai ales din direcția ta spre mine, e cam șubredă o să cazi. Și după ce te vei întoarce și vei fi cu adevărat prietenul meu, să ridici pe frații tăi, nu fi egoist. Câtă durere există când iese din grădina lacrimilor. Și aproape se și se aude un sunet vacarm aglomerat, oamenii dau cu ciomege, nu-i interesează, strigă, parcă ar fi la întolt, ferească Domnul să meargă careva dintre copiii dumneavoastră. Aveți grijă, o venit subiectul ăsta, trebuie să trebuie să-l spun, Duhul Sfânt a descoperit că în bisericile din Cluj-Napoca și nu numai, sunt frați și surori care au copii care și-au cumpărat bilete la întolt și le țin ascunse. Ne rugăm în numele Domnului ca Domnul să mustre acest Duh și să-și arunce biletele acestea pe foc, și niciun copil de-al bucăiților să nu caute acolo nimic. Amin? Acolo nici evangelizare nu se face, să ne fie foarte clar asta. Evangelizarea se face de aici și cum se spunea deja, prin evangelizarea ta de la om um la om, nu când bubuie și când dansează și când sunt droguri în zonă. Am chiar subiect că o venit pe locul asta, este, trebuie să scap de ce primesc. Prieten, sună vacarm, ciomegel, lanțuri! cel mai adânc gest al prieteniei, la te -a referit Iuda. te să-i arăt obrazul. Știți ce le-a zis noilor lui prieteni? Că prietenia cu lumea este frășmășie cu Dumnezeu. De-aia nu avem voie să mergem în locuri răufamate. De-aia. Că dacă participi acolo, nu mai ești cu Hristos. Să nu crezi tu că e și cu Dumnezeu și cu satana și învârți și faci așa un amalgam de nu știi nimeni ce e mocirlă. Le-a zis la noi prieteni, Pă dau un semn, o să fie mai mulți în grădină că nu pleacă singur niciodată, are nevoie de susținere și își iubește prietenii. O să mă duc dintre toți la unul singur și la care o să-i arăt cel mai adânc semn de prietenie, adică sărutul. Acela este. Satan a vrut să, să dezbrace de, de, de frumusețe, de putere, de forță, de prietenie, de iubire și celstă asta al îmbrățișării. Și ce zice Isus? Prietene, sunt ultimele tale secunde de viață spirituală. Te așteaptă strângul, Iuda. Însă în ultimele tale secunde de hart spiritual îți spun, eu încă sunt prietenul tău. Prietene, cu o sărutare vinzi tu pe Fiul omului. Asta merit -o să am merit-o să-i spună. Te-am rănit, te-am săturat, te-am dat de mâncare, ai fost cu mine trei ani și jumătate, nu ți-am plătit nimic, nici măcar un ban, nimic, o dragmă. I-am ajutat ca pe Petru, când n-ai avut cu ce să plătești darea și ăștia te-au și au zis că, ci că noi n-am plătit darea la templu, repede! te am trimis, l-am trimis pe Petru și am zis, aruncă undița, primul pește care vine. De unde știi, Doamne, unde vin pești? Păi eu știu tot. Ai vrea astfel de prieten? Unde ar profita de pe el, Domnule? Toți peștii să vină. Toate pâinile să se mulțească. O și zis, gata, îl facem rece, nu mai vrem doar prieteni. Că noi stăm liniștiți, mai mult nimic. Prieten nu are astfel de condiții. Iar altfel. El întotdeauna aplică Scriptura. Amin. Slăviți să fie numele Lui. Iudo, ce trist. Ți-am dat tot și tu îmi dai o sărutare pe care mă vizi? Îți sun arginții, 30 la număr în buzunare. Pentru că pentru tine, Iuda, prietenia dintre noi doi a avut o valoare mai mică decât 30 de arginți. Cum își vând unii prietenia pentru Hristos? Pentru o țigară, domnule. Pentru o bere fără alcool, lasă pe Hristos. Pentru un adulter, pentru o minciună, pentru un site pornografic. Renunță oamenii la Hristos cu grămadă, cum se spunea despre Dima. Știți de ce? Tare mă tem că ăștia niciodată nu lucru au cunoscut Tare mă tem de asta. Tu ce faci, Moise? Păi eu mă duc pe munte, și n-am timp să văd cum arată natura, mă interesează altceva, spune cuvântul Domnului. Mă duc pe munte și vorbesc cu Dumnezeu. Tu vorbești cu Dumnezeu doar 40 de zile când ești selectat să fii prietenul lui Dumnezeu intim? Ce-ți spune ție Dumnezeu, nu spune la nimeni? Să primești decalogul, să vezi degetul lui Dumnezeu cu zice unul, eu sunt Domnul Dumnezeul tău, să n-ai Dumnezeu în afară de mine. Asta înseamnă prietenie adevărat, loialitate în prietenie, niciun Dumnezeu fals, nimic doar Dumnezeul adevărat, Dumnezeul personal. Cum reacționezi tu, Moise, în prietenia ta cu Dumnezeu? Ascultați ce spune cuvântul Domnului, versetul 8, Exod 33. Când se ducea Moise în cort, tot poporul se scula în picioare. De ce? Prietenul lui Dumnezeu a făcea un gest intră într-o discuție specială cu Dumnezeu. Acolo nu se mișcau pruncii, fiți siguri. Așa stăteau de cuminți, frate? Niciunul. Fiecare stătea la ușa cortului, zice Biblia, și urmărea cu ochii pe Moise. Păi ăștia n-au timp să-și iau un par cu apă, linsete, nu? N-avem timp. Până intra el în cort, versetul nouă, versetul nouă, când intra Moise în cort, stâlpul de nor se cobora, și se oprea la ușa cortului. Ascultați ce zice Biblia. Era tăcere. Abia mai respira poporul evreu. Cu sufletul la gură, curios, cu urechile ciulite. Ce vorbește Moise cu Dumnezeu? Domnul vorbea cu Moise. Vesetul 10 zice. Ascultați. Tot poporul vedea stâlpul de nor, oprindu-se la ușa cortului. Tot poporul se scula și se arunca cu fața la pământ la ușa cortului lui, a lui Moise, a unui om, a unui muritor. De ce? Ascultați ce zice mai departe versetul 11. Pentru că Domnul vorbea cu Moise față, în față, cum vorbește un om cu prietenul lui. Apoi Moise se întorcea în tabără. E un moment de intimitate, nu-i timp de vorbe. Nu-i timp de plimbări. Nu-i timp de distracție în casa lui Dumnezeu. Aici este prezența lui Dumnezeu. Aici este norul lui Dumnezeu. Aici este sângele lui Iisus Hristos. Când intrăm în casa Domnului, trebuie să avem respect. Amin. Amin. Respect profund. Mai important decât intri în cabinetul primarului sau a președintelui. Intri în casa lui Dumnezeu. Oamenii ăștia își luau frunțele și le lipeau efectiv de pământ. N-aveau parchet. Și ziceau, atenție, niciun copil nu mai poate vorbi acum. Liniște! Dar nimic, nu vorbi! Vorbește Dumnezeu. Vorbește Dumnezeu cu Moise. Vorbește Moise cu Dumnezeu. Ce respect, domnule! Păi cum că vorbesc ca doi prieteni, nu poți să te tragi de șiretul cu ei. Că există un friendly de -asta, adică o prietenie americanistă și europeanistă care zice, Jesus e prietenul meu, my friend. Țigara după oreche, trage o înjurătură pe engleză, Jesus cu noi! Să sune boxele! Să sară! Să prieteni! Avem un nou prieten! Asta făceau ei? Nu! Respect! Avem un prieten special! Ce Dumnezeu! În fața lui ne vibrează inima, nu din cauza basului, ci din cauza prezenței lui Dumnezeu! Prezența lui sunt în putere! Simțim că ne dezmembrăm. Intimitatea aia când intri în camera ta și te rogi. Momentul la care pui telefonul cu partea aia în care poți să se vadă că există semnal, să-l întorci, să-l pui pe mod avion dacă trebuie, să te retrasi, să-ți închizi display-ul dacă încă ți-a răcat pe geam. Tot felul de display-uri ale lumii. Să te oprești. Vorbește cineva cu Dumnezeu. Și că era o bătrânică pe care nimeni nu putea deranja. O tot sunau o femeie care era dedicată lui Dumnezeu, prunci mergeau și își ciuleau urechea pe gaura cheiei să audă. Când o auzeau că se roagă, ea le-a spus niciodată să nu mă întrerupeți. Când mă rog, vorbesc cu Dumnezeu. Puteți să mă întrerupeți când sunt la fântână. Puteți să mă întrerupeți când am jobul meu, activitățile mele. Puteți să mă întrerupeți când învârt în oală și pregătesc mâncarea. Nu mă întrerupeți când vorbesc cu Dumnezeu. Aleluia lui Dumnezeu. Regele caută astfel de prieteni. Astfel de surori, astfel de frați, ne caută pe fiecare dintre noi Dumnezeu. Și Dumnezeu zice, te aștept, te aștept, te aștept, te aștept, vreau să mă cunoști. Cum să te cunosc, Doamne? Păi, apleacă-ți genunchii în rugăciune, că vreau să vorbesc cu tine. Stai în fața Bibliei și citește-mi cartea. Asta e scrisoarea mea de dragoste, zice Dumnezeu. Dumnezeu, care erați bărbați în armată și când trimitea scrisori la viitoarea soție, o citeau? <laughs> Citește un om îndrăgostit, un om prieten adevărat, când află că îi vine scrisoare. Știți că există pe WhatsApp typing. Păi îi vibrează degetele. O să-mi scrie. Urmează să-mi scrie. Comunicare. Să conexiune. Asta înseamnă nu doar o vorbire ca monolog, să tot vorbească Dumnezeu, să te vorbească Dumnezeu. Nu! Să vorbească Dumnezeu și noi să ne ciulim urechile. Și când tace Dumnezeu să-i spunem noi lui Dumnezeu ce avem și spunem noi lui Dumnezeu problemele noastre. Știți ce biserica pedicostală a crescut și crește în continuare? Pentru că în biserica pedicostală cântă toți. Amin, să zice. În biserica pedicostală nu există solo, da? Sunt solo și sunt persoane care cântă individual foarte bine, Domnul să le binecuvinteze și să-i binecuvinteze fiecare cu chemarea lui. Dar știți că există oameni care intră în clădire pentru prima dată. Și au fost oameni care mi-au mărturisit și au zis că n-am văzut că cântă și sora din dreapta, care nu are voce extraordinară. Cântă și cu tare, și cu tare. Am zis, bă, cel mai slab să nu cânt nimic, aici cu mine? când am început să rostesc cuvinte, credința vine numai auzirii. Auzirea vine prin cuvântul lui Dumnezeu. Când rostea cuvinte, cuvântul ăla era forță extraordinară, era putere. Și cântarea aducea o biruință extraordinară. Comunică cu Dumnezeu. Lasă-L pe Dumnezeu între tine și Dumnezeu să se creeze o conexiune. Caută-L pe Dumnezeu. Cunoaște-L pe Dumnezeu. A zis Domnul Iisus Hristos, voi nu mai sunteți sclavi mei. Voi nu mai sunteți doar robii mei. Vă zic la dreapta repede, vă zic înainte repede, fără nicio explicație. Nu, eu vă numesc prietenii mei pentru că am intrat în profunzime în domeniul mesajului. Învățătura pe care v-am transmis-o eu vouă este mult mai detaliată. V-am spus secrete, v-am spus ce mi-a zis tata. Există un canal de comunicație între tatăl și mine și trece și prin voi. V-am creat posibilitatea să vorbiți direct cu Dumnezeu. Aveați nevoie de altar, aveați nevoie de preos, aveați nevoie de catapeteasmă, locul sfânt, locul prea sfânt, s-a crăpat în două. De ce? Pentru că v-am creat posibilitatea să vorbiți direct cu mine. Știți că avem o cale de comunicație directă cu Dumnezeu? Știți că 24 din 24 de ore, la orice oră din zi sau noapte, pe orice punct cardinal, în orice zonă GPS, avem conexiune cu Dumnezeu în avion, în submarin, pe jos, pe bicicletă, în autobuz, oriunde ai fi, poți să-i spui lui Dumnezeu. Și ce îi spui tu, Dumnezeu te aude. Cine crede ca mine să zic amin, aleluia lui Dumnezeu. Regele, cel mai important din univers, caută prietenii. Prieteni, care să-l cunoască, prieteni cu care să se cunoască. Ascultați cum era prietenia aceasta, versetul 29, Exod 34. Moise s-a coborât de pe muntele Sinai cu cele două table ale mărturiei în mână. Când se coborât de pe munte, nu știa că pielea feței lui strălucea, pentru că vorbise cu Domnul. Cu cât vorbesc două persoane, mai mult cu atât încep să gândească la fel. Asta e recomandabil. Într-o familie apar discordii, certuri, pentru că nu comunică, da? În momentul în care Moise vorbea cu Dumnezeu, strălucire din strălucirea lui Dumnezeu, nu toată, o parte din ea, venea pe fața lui Moise. Prietenia te influențează. Vrei, nu vrei, semeni cu celălalt. Se întâmplă o contopire. Se întâmplă o transformare. Las ceva din tine lasă și celălalt și lăsând împreună se omogenizează. Asta înseamnă prietenie. Nu întâmplător Mântuitorul Iisus Hristos a zis, dacă sunteți prieteni mei, ascultați ce zice Biblia. Nu voi m-ați ales pe mine, ci eu v-am ales pe voi și v-am rânduit să mergeți și să aduceți rod și rodul vostru să rămână pentru ca, ascultați ce zice Biblia, pentru ca orice veți cere de la Tatăl în numele meu să vă dea. Chiar orice? Da, pentru că dacă ești adevăratul prieten al lui Hristos, nu mai cer prostii. Prietenia dintre tine și Hristos trebuie să-ți o menții, ai o atenție mărită, nu te interesează doar să rămâi prieten declarativ. Tu întotdeauna te gândești, dacă voi face asta, îl supăr pe Iisus Hristos, Hristos. Dacă voi gândi așa, nu mai sunt compatibil cu gândirea lui Hristos. De aceea Biblia spune toate gândurile noastre să le facem roabe ascultării de Hristos. Prietenia cu Hristos ne obligă. Și atunci când tu te uiți înspre Dumnezeu și ai o cerere de la Tatăl, o ceri în numele prieteniei tale cu Iisus Hristos și orice ceri ți se dă pentru că nu mai ceri orice. Pentru că începi să ceri ce place lui Dumnezeu. Prietenia cu Dumnezeu se manifestă în felul următor, mergi în rugăciune și tu în prima dată, primul, primul tău gest este că îi spui lui Dumnezeu ce ai în cap. E foarte normal. Îți descarci povara ta interioară. Omul Iisus Hristos a intrat în ghețimani și a zis, Doamne, dacă este cu putință, îndepărtează de la mine paharul acesta. Asta cerea umanul. Povara păcatelor, paharul tuturor scursurilor, imoralităților și a tuturor păcatelor din istoria lumii erau așezate în fața lui Hristos. Era conștient, nu era inconștient, știa tot. Și a zis, din perspectivă umană, eu ca omul Iisus Hristos îți cer, Tată, Ție care sunt prieteni și miști prieten, îți cer să-mi dacă se poate. Însă prietenia mea cu tine, tată, relația mea cu tine mă obligă. Și vreau să spun ceva la final. Totuși, nu cum vă eu, ci cum vă ești tu. Adevrații prietenii lui Hristos zic amin la tot ce vrea Dumnezeu. Aminul se îi responsabilizează, îi obligă, îi consumă, îi face unor să piardă, dar nu se interesează. Ei continuă să își dorească și să fie prietenii lui Dumnezeu. Prietenia cu Dumnezeu înseamnă în al doilea rând credință. Sfântul Iacov zice, este imposibil să-mi spui, tu ai credința, și eu am faptele și noi doi, pentru că suntem mădulare în trupul lui Hristos, împreună vom fi mântuiți, fals. Credința adevărată trebuie să fie manifestată, materializată prin fapte. Și nu-și termine epistola fără să zică ceva foarte important. Ascultați ce spune cuvântul Domnului în capitolul 2, în acest context, lupta dintre credință-fapte. Versetul 22, Iacov 2. Vezi că credința lucra împreună cu faptele lui și prin fapte credința a ajuns desăvârșită. Astfel zice Biblia, s-a împlinit scriptura care zice Avram a crezut pe Dumnezeu. Și credința aceasta i s-a socotit ca neprionire. Ce calificativ îi dai tu Dumnezeului lui Avram? Și el a fost numit? Citiți cu voce tare, vă rog. Prietenul lui Dumnezeu. Prietene, începeam azi dimineață să spun și continui puțin. Am să-ți transmit un mesaj pe care nu-l poate auzi oricine. Pentru că vreau să vă spun ceva, am ajuns la concluzia cu că cu cât ești mai prieten cu Dumnezeu, cu atât Dumnezeu te expune mai tare. Nu judecați oamenii care trec în cerăcări. Ăsta poate fi un mare semn că sunt prieteni adevărați Lui Dumnezeu. A fost Iov prieten cu Dumnezeu? Ce mare prieten! L-a numit în ultimul capitol robul meu Iov, dar a zis niciunul dintre voi care erați super inteligenți și cu vorbe mari, n-ați vorbit așa de drept despre mine? Adică nu m-ați cunoscut atât de bine cum m-a cunoscut robul meu Iov și pentru că m-a cunoscut, putem zice fără să greșim, era prietenul lui Dumnezeu. Avrame, vreau să spun ceva care nu pot să-i cer oricui. Dacă i-aș cere la un altul, ar cădea în dată de credință. Și Dumnezeu zice, Avrame, ia-l pe fiul tău, pe singurul tău fiu. Dar, Doamne, chiar nu crezi că eu te iubesc? Chiar trebuie să demonstrăm? Chiar trebuie să fim supuși la testul ăsta care e efectiv groaznic. Ascultați ce spune Biblia. du în țara Moria și adul arde de tot acolo. Nici măcar nu-i spune muntele. Pe un munte pe care ți-l voi arăta, ți voi spune în viitor. Versetul 3 zice, Avram s-a sculat de, zi de dimineață, a pus șaua pe măgar și a luat cu el două slugi și pe fiul său Isaac. A tăiat lemne pentru arde de tot, Oare ce-a fost în mintea lui când te Mai e Dumnezeu prietenul meu? Ce prietenie asta între mine și Dumnezeu în care îmi cere pe băiatul pe care îl așteptam, cum spuneam de dimineață, de 25 de ani, să-l așez pe altar? Ce prietenie asta între mine și Dumnezeu? Biblia zice, a tăiat lemnele, le-a pus în spatele lui Isaac, doar a treia zi după ce a călătorit fără să știe nimic unde merge, a văzut locul de departe. A zis, rămâneți aici către slugi, pentru că noi mergem până acolo să ne închinăm și ne vom. Avea credință? Ce credință mare avea? Ne vom întoarce, asta e credință. Credința nu înseamnă să ai argumente, credința nu înseamnă să vezi, credința nu înseamnă să cuantifici, credința nu înseamnă să ai prin simțul cele cinci o sistem de percepție. Credința înseamnă să știi că Dumnezeul tău e drept, e sfânt, e măreț, e glorios, e Dumnezeul cel atotputernic. Ce zice Dumnezeu e da și amin. Lăudați să fie în numele Domnului. Orice va veni peste România, Dumnezeu rămâne credincios. Dumnezeu rămâne pe tron când am. Dumnezeu rămâne în controlul acestui univers. Și de cine crede ca mine să zic amin, Gloria lui Dumnezeu. Și câtă pace trebuie să ai fratele meu, sora mea, dragii mei, câtă pace trebuie să avem când știm că cel ce coordonează universul e prietenul nostru. Nu e un rege distant, nu e un Dumnezeu care mișcă prin joystick-uri de la pupitru universul. E prietenul nostru. Pot să ascund eu ceva să nu-i spun prietenul meu Avram, a zis Dumnezeu. Orcat pe altar, oare ce-o fi fost în inima lui Avram când l-au legat? n se să catați ca mame, puteți pricepe un pic mai greu sau mai profund ce urmează să zic. Zice Biblia, legat, a ridicat cuțitul, groaznic. Doamne, măcar de nu l-ai fi pus să ridice cuțitul, măcar atâta, chiar și cuțitul. Imaginați-vă cum îi pătea inima lui Isaac, imaginați-vă cum îi pătea inima lui Avram e un tată și un fiu. Și tata trebuie să-și omoare fiu. De ce? Pentru că prietenul lui cel mai bun Dumnezeu i-a cerut asta. Când e ridicat cu cuțitul și e gata să-l înfigă proiectat înspre inima lui Isaac, Dumnezeu zice, Avrame, cu adevărat ești prietenul meu. Destul. Văd acum că mă iubești pe mine mai mult decât pe propriul tău fiu. Văd acum că te tem de mine. Ai un respect exagerat ți la mine atât de mult încât ești gata să dai pe cineva drag. Ești gata să renunți la cineva care ți foarte aproape. Și asta pentru mine. Minunea lui Dumnezeu este că prietenia dintre Dumnezeu și Avram a creat un berbece între tufișuri. Nu știu de unde a apărut ăla. Știu sigur că l-a trimis Dumnezeu. Putea să și creze instant, avea putere. I-a arătat berbecele într-un fiș că sărăcuțul că din întâmplare cu și-au încurcat cornițele. L-a pus pe alta și a dus Mai vrei astfel de prietenie? Prietenia înseamnă consum. Pentru că în al treilea rând, prietenie înseamnă consecvență. Până când să fii prietenul lui Dumnezeu? Până când alții îți așează mâinile pe piept? Și să spun asta și apoi închei. În închisorile comuniste din România era un bărbat pe numele Richard Wumbrand. Era pastor luteran, bărbatul ăsta, știți bine, a scris foarte multe cărți, un om mare al lui Dumnezeu. L-au închis pentru că s-a ridicat într-un moment politic și a zis nu se poate să fie mai important șeful statului decât Hristos. Și să știți toți care sunteți aici mari oameni, chiar religioși unii dintre ei, Dumnezeu este cel mai mare. Amin, lăudați să fie numele Lui. Pentru asta l-a urmărit într-un moment de o indentat un proces, ci că ar fi fost lovit cu mașina pe trecere de pietoni, era o invenție, l-au luat mascați, într-o mașină neagră l-au așezat și l-au dus după gratii. 14 ani de pușcărie. Pe megafoanele din celula de maximă siguranță unde era el încarcerat, se striga prin boxe, Iisus, al tău, te-a uitat. Dacă ți era adevărat prieten, te scăpat de aici. Dumnezeu tău e slab. Nu poate să-ți facă nimic. Mai mult decât asta, biserica luterană unde ai fost tu pastor a fost dărâmată din București. Chiar dacă te întoarce, nu mai ai unde să slujești. Frații tăi toți au dispărut de frică. Și vreau să-ți mai spunem ceva. Sabina, nevasta ta, te-a părăsit. A fost trimisă la canal, la Dunăre Mara Neagră să fie la muncă silnică, obligată să muncească ca un bărbat când ea era slabă, pele și I-au creat scrisori în fals, în care ci care ar fi fost scrisul Sabinei și în partea dreaptă era semnătura aproape identică ei, în care ar fi zis, dragul meu, Richard, te-am iubit o viață întreagă, însă îmi pare rău, a trebuit să ne fac viața pentru că Mihai a nevoie de viitor, așa că m-am recăsătorit, am divorțat. După 14 ani de închisoare, Richard nu mai știa să se întoarcă acasă, nu mai știa drumul. Cum ar arăta orașul Cluj-Napoca că nu l vedea 14 ani și trebuie să-l vii, să-l vezi? mai ales de când ai văzut soarele în 14 ani. Se întorcea pe linie de care ferată, avea un pardisiu lung, ros la, coap, la capete cu un diplomat, același diplomat și cu un club vechi. A ajuns în masarda unde a fost relocată Sabina, a sunat la sunerie. Cine credeți că a deschis? Sabina. Pentru că bărbatul s-a învățat că trebuie să urmeze pe Dumnezeu orice s-ar întâmpla. Și că el nu are voie să divorțeze, chiar dacă 14 ani nu-și vede soție. Prietenie înseamnă cunoaștere. Prietenie înseamnă credință. Prietenie înseamnă consecvență. Și până la ultima siflare, vă implor în numele Lui Hristos să rămânem prietenii Lui.